Hello și bine v-am găsit la nou episod de Dead by Daylight. Astăzi o să jucăm cu drăguța noastră Meg și cred că Bill deja a văzut un killer. Sau nu? Sau da? Bă, mi-e teamă să mă duc la el. Bă, mie că poate vine killerul aici și nu știu, ca prin minună o să regret toată viața mea. Bă, acea Meg se ascunde. Acea Meg se ascunde. Sau nu? Și asta e ciudat? Dar ce mai contează? Ia să reparăm noi aici. Dar unde e killerul ăsta? Mai știu că n-ar trebui să fiu foarte curioasă de unde e sau pe unde e sau ce face. No, no, aici e locul meu. Pleacă! Da, nu știu de ce tot timpul vreau să alerg. A, gata, știu de ce. Pentru că e un generator acolo și vreau să prind și eu loc la el. Pentru că vreau să fac generatoare. Vreau muncă în echipă. Vreau... M-am dus în Meg așa de senzual. O vreau pe Meg. Nu știu exact ce face acea Claudette acolo, dar îmi place că echipa asta duce destul de bine. Bine, acum s-ar putea să mă prindă pe mine killerul sau nu, nu se știe. Săraca Claudette. Săraca Claudette. E Myers, e Myers, e Myers! Ești nebun! Tipul a trecut pe lângă mine cumva și eu eram pitică, pitită, pi, nu știu exact ce să zic. O să vină încoace, mulțumim mult! Pa! A, e un generator aici. Mă, și ce ar trebui să fac? Dude, dacă mă vede acum am încurcat-o. Fuga, 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 fuga. Sper că nu m-a văzut. Deci era cât pe aici să-mi o iau. Un chest. Ia să vedem noi ce e aici. Vreau ceva bun. Bă, mie că o să vină până pe la spatele meu și eu nu o să-l văd și o să mă sperii. Că așa se întâmplă tot timpul când dau peste Michael Myers. Mă, toolbox-ul ăsta nu-i prea genial, nu-l iau. Adică, am un medkit interesant. E acolo. Băi, ciudat, care-i șpirul? Oh, basement. Basement. Doamne, mi-am dat seama de o treabă, sunt nebună. Mă duc tot timpul după chesturi. Nu știu ce-i cu mine, dar vreau chesturi. Că primești și... Poate! M-a pierdut. Băi, băga mea și picioarele ce m-am speriat de el. Vai de mine și de mine, ești nebun la cap. M-a speriat mai rău ca altceva. Fuck! Nu pasă, eu vreau ce e în chestul ăla. Eu vreau ce e în chestul ăla.
Nu, nu m-ar deranja asta. Te urăsc atât de mult, de ce vii aici? De ce vii la mine? Fiți ar neamul tău, dar azi, omule, dar mai lasă-mă în pace. Vreau și o chestie din chestul ăla și tu mi-o iei. O, oh, Doamne, nu vine să... Băi, ești nebun la cap, frate, cum mi le iau. Deci nu voia să mă lase să iau din chestul ăla. Știa că sunt acolo. A dracu, nu mă lasă în pace. Fii rai neamul lui, Doamne. Oh, oh, gata, mi-am revenit. Oh. Mamă, de ce alergă nebuna când și așa nu mă mai vede? Mamă, deci nu vine să cred. E cât de fixat să fii? Mai fixat decât mine. Am crezut că, păi, hai că mă duc și eu ca nebuna acolo, știi? N-o să vin a doua oară, dar știa că mai aveam puțin din chestul ăla, cred eu. Oricum, nu cred că o să mai vină pe aici. Meciul ăsta e destul de liniștit. Of, mamă. Apropo, dragii mei, dacă o să vă placă acest episod de Dead by Daylight, în care am urlat de mi-au ieșit plămânii din... nu știu exact unde să vă zic. Vă rog foarte frumos să apăsați pe butonul de like de mai jos. Și de asemenea să nu uitați să vă abonați acest canal pentru episoade și mai interesante. Pe zi ce trece! Și... țineți-mi pumnii strâns să nu vină Myers aici. Eu nu înțeleg de ce nu-și încarcă skill-ul ăla. Vreau să mă sperie? Deci parcă văd. No ed! Parcă văd că o să întâmple asta. Eh? Eh? No, nu vine? Unde e? Băi, e ciudat. Deci ăsta cred că este cel mai liniștit match din viața mea. Parcă îmi pare rău acum că am tot căutat în chestul ăla ca nebuna și... Nu! Nu, vine, nu veni după mine! Mă, nebunule, mă! Mă, nebunule, mă, 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 mă! Nu mai încerca să mă prinzi! Ia măcar și fă și tu tier 2 dacă tot alergi după mine! Hai! Dă-mă una, dă-mi! What the fuck? Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Mor! 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 Ok, ok, ok. Ale, o să fac generatorul ăsta și o să terminăm meciul. Asta a fost atât de funny, frate. Hai, duceți-vă și deschideți porțile. Ah, Doamne, mi-a plăcut așa de mult. Sper să nu-l aducă totuși pe domnul killer la poarta asta, că vreau să o deschid eu, știi? No? E a mea! No, e a mea, e a mea! E a mea! Așa, e a mea! Ha! Ha! E poarta! E poarta mea, înțeles? E a mea! Așa, bun! Mă bucur că ne-am înțeles. Eu fac lege aici, ok? Dacă eu vreau să deschid poarta, eu deschid. Of, mamă mor. Gata, luați și intrați, ieșiți. Veniți de luați lumină. Sau cum era chestia aia. Doamne. Mi-a plăcut meciul ăsta, a fost fain. Păi, eu cred că o să stau să sabotez aici. Nu o să vină killerul, nu. Nu o să vină. Nu o să vină el. Nu, n-are cum să vină el. Așa. Na, și un hook. Și... băi, nu vine să cred. Deci, am făcut... un generator singură, aproape. Unde e killerul? Hei! Nu vrei să vii să-ți dau și eu un free hit, ceva, ceva? Amă, că nu mă joc de tine, doar vino. Tene killer-ul! Nu, nu vreau să vină, ok, ok. Păi, bănuiesc că eu o să ies. Nu știu exact ce se întâmplă acolo. Domnul killer! Ei! Vino! Câte semne trebuie să-i faci să vină? Câte semne trebuie să-i faci unui killer să vină la tine?
Mamă, ce rapidă e când intră în dulapul ăsta. Uite, deci iese greu. Și gen, intră rapid. Așa mi se pare mie. O știi ce, hai că mă duc sus. Trebuie să-l găsesc pe undeva, nu? Mare unde? Ok, deci în partea aia nu e. Nicăieri. Ok, asta e ciudat. Păi poate vine și el aici. Domnul killer, îți fac semne la înălțime. Vino. Vrei să vii? Ok, nu am sed. Ok, păi bănuiesc că o să ies din meciul ăsta dacă domnul killer nu vrea să vină. Asta e trist, e foarte trist, să știți. Gata, am ieșit, asta este. Hai să ieșim, Bill, hai să ieșim. No, dar vreau să vină, mă, să îl las, să-mi dea și mie un hit, să ne dea tuturor un hit, că poate mai făcea și niște puncte. Chiar îmi pare rău de bietul. Uite, și am făcut 26.000 de puncte în meciul ăsta. Fa, 26 de... Nu, stai, de ce am făcut așa multe puncte? Wait. A, am făcut 14.000 de puncte în meciul ăsta, ok. What? Common item. A, LOL! LOL, deci dacă dai mouse-ul pe aici, gen, se văd chestiile de pe ultima pagină. Ia ce chestie. Stai, oare unde e killer-ul? Ok, Ianca e acolo. Ea nu știu ce face. Chiar de ce unde scrie nimeni poarta respectivă? E aici? Stă la poarta lui? Aaa, e acolo, ești nebun. Mă, fetele astea cred că o să încurce. Jur eu că o să încurce. Mamă, mamă, mamă. Ce femei insistente, ce pot să zic. Doamne, și apropo, acum vine momentul ăla super important din viață, când într-un final, după un an de când joc Dead by Daylight, o să fac Prestige 3 și level 50 pe un caracter și anume pe domnișoara Claudette. Ia să vedem ce luăm noi aici. O să luăm chestia asta pentru ceață și ai, boss, am făcut level 50 și am primit și un achievement foarte frumos pe Steam care... arată extrem de bine și sunt foarte, foarte mândră că am reușit să-l fac într-un final, chiar dacă a durat destul de mult să facem chestia asta. Oricum, în momentul de față nu am cine știe ce bărcuri pe domnișoara Claudette. Vreau să am măcar lightweight 3 și... am nevoie și de bond. Eu nu folosesc Barrow Time, no. Mi se pare nasol, adică poate îl mai au alții, n-aș vrea să-l folosesc. Așa că o să schimb cu Bond și o să tot încerc să fac rost de porcuri pe domnișoara Claudette și apoi o să dăm Prestige pe Meg, pentru că vreau neapărat să facem și pe aia Prestige 3 cu level 50, pentru că, sincer, chiar merită. Vreau să văd pe Meg plină de sânge și știu că sunt scârbos, dar vreau să văd chestia asta. Bun, dragii mei, păi eu bănuiesc că aici se încheie episodul de azi. Vă mulțumesc extrem de mult pentru atenția acordată. Sper că v-a plăcut acest episod de Dead by Daylight. Vă rog să nu uitați să apăsați pe butonul de like de mai jos și de asemenea să vă abonați acest canal pentru episoade și mai interesante pe zi ce trece. Eu v-am pupat pe toți și pa, pa!